La începutul lunii martie, premierul Victor Ponta le-a prezentat parlamentarilor în cadrul unei ședințe comune principalele obiective pe care le are în vedere în 2014 și 2015. Prezent la această ședință, deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, a prezentat aceste priorități într-o recentă conferință de presă desfășurată la sediul PSD din Giurgiu. Se vor reduce impozitele și taxele. În 2014 rămâne cota unică, iar în 2015 dorim să fie redusă impozitarea muncii la următoarele trepte, 8%, 12%, 16%, să fie redus CASE-ul, să scutim de impozit profitul reinvestit, să continuăm proiectul de succes al reducerii TVA la pâine cu alte alimente de bază. Un alt obiectiv al guvernului Ponta 3 este acela de a reduce rata lunară la creditele bancare la jumătate pentru cei cu un venit sub medie. Astfel, statul le va oferi un credit fiscal de 200 de lei lunar pentru a-i ajuta, iar economia câștigă lichiditate de 4 miliarde de lei pe timp de 2 ani. În aceeași ședință cu parlamentarii, premierul Victor Ponta a vorbit și despre acciza la combustibil, care se pare că nu va genera scumpiri ale alimentelor, după cum se preconiza. Astfel, în primele două luni ale anului trecut, benzina s-a scumpit la pompă cu circa 40 de bani, pentru ca ulterior prețul să scadă treptat la loc. Aproape la fel s-a întâmplat și cu prețul motorinei. Deci nu este vorba de o scumpire sensibilă a alimentelor pe baza aplicării accizei la combustibil. În ceea ce privește realizările guvernului Ponta, acestea sunt destul de bune de la începutul anului. Comparativ cu anul 2013, investițiile străine au crescut cu 8%, precum și producția industrială, care a crescut și ea cu mai mult de 10%. În ianuarie 2014, consumul și exporturile au crescut cu 6%, pe când importurile cu doar 4,6%. Rata inflației a scăzut și ea în ianuarie cu 1,06%, iar în februarie a atins un nou minim istoric de 1,05%.